Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un Sky pe sistem. Oameni buni, înainte să începem, ca de obicei, trebuie să vă aduc aminte pe demsky.ro. Dacă vreți să mă susțineți, dacă vreți să mă ajutați, aveți aici posibilitatea câteva link-uri de afiliere și un cod de reducere. Dacă vreți să achiziționați diferite produse de pe diferite site-uri. Bun, acum că ne-am făcut reclamă, hai să vedem ce avem astăzi. Ca niciodată suntem pe Evomag. Nu suntem pe PC Garage. De ce? Pentru că am fost în vizită la un amic mai vechi, la nenea Marian, și m-a invitat el cu ocazia să facem un mic interviu, am făcut un Q&A, ceva tehnic, avem link-ul în dreapta sus pe ecran și de asemenea și în descrierea acestui videoclip, dacă sunteți curioși acum, acolo să vedeți cum își dă nenea Sky cu părerea. Și dacă tot m-am dus la Marian, zic, bă Marian, fă-mă și mie, mă te rog frumos, pentru copilașii mei, un wishlist, dar fă-mă unul ieftin, că mă omoară cu zile. Mă, stai că nu numai din astea, că eu n-am bani de scopitoare și tu faci sisteme la 50 de milioane, 100 de milioane. Bine, Sky, gata, te rezolvă, nenea Marian, și uite că m-a rezolvat aici. Bineînțeles, este aprobat de către al vostru drag și scump Sky, adică în ideea că stăteam acolo peste umărul lui și mă băgam în seamă, îmi băgam nasul în fasole, ca să zic așa. De unde să începem? Hai să începem de la procesor. De la procesor să începem, dar mi-am să aminte de o chestie. Eu consider că, adică am început să caut alternative la Viking. Da? Vikingul știm că este calculatorul ăla de început cu care PC Garage-ul se bate cu pumnul în piept. Da? Că e calculator maker, că face și drege și nu știu ce. Și am început să caut sisteme, build-uri, alternative la Viking. Sunt foarte curios dacă pot să obțin în timp ceva, un sistem care să mă mulțumească și care să fie un pic mai ieftin. Știm că Vikingul ăla e 2600 lei sau ceva genul ăsta. Și uite că ăsta e 2500 aproape. Deci mai scoatem de acolo un bănuț, da? Hai să vedem. Deci procesorul. Procesorul, atenție, este un Skylake, nu este un Kaby Lake, da, ca să fie un pic mai ieftin. Este un dual core, deci tot acolo dual core, dar are 4 thread-uri. Așa, i3 este arhi suficient pentru GTX 1050 Ti-ul ăsta. Da? Vedem că este de la Palit. Am mai discutat noi despre Palit în trecut. Am văzut că cu garanția asta la fel de bine ca și celelalte branduri mari. Bine. Mă, Palitul ci că e brand mare, dar nu la noi. Palitul ci că pe plan mondial este extraordinar de mare, dar nu la noi. Dar ca idee, cu garanția asta foarte, foarte bine, la fel ca și Gigabyte-ul, de alte MSI, de alte ASUS, ZTK, etc. Da? Deci avem 1050 Ti-ul, avem un procesor dual core cu 4 thread-uri, cum spuneam, Skylake, nu Kaby Lake, asta înseamnă că memoria standard duce până la 2133 de MHz. Vedem că avem aici o plăcuță de memorie de 8 GB DDR4 de 2400 de MHz. De ce e de 2400 și nu de 2133? Pentru că era mai ieftină. Era mai ieftină decât una de 2133, așa că uite, asta e, pe asta o avem. Și o să ruleze standard la 2133 fără să facem absolut nimic. Deci o bagi acolo în sistem și n-ai absolut niciun fel de problemă. Ca și placă de bază avem un MSI pe chipset H110M. Da, ținând cont de faptul că este pe procesor Skylake, nu trebuie să facem niciun update de BIOS ca să poată să vadă procesorul sau chestii de genul ăsta. Este o plăcuță micuță, micro ATX. Da, o să vedem că are două sloturi de memorie. Deci inițial ne gândeam să ne ducem pe două plăcuțe de 4 giga, dar am zis, bă, nu, lasă omul, vreau să zic oamenii, da, mi-a ieșit omul până la rău, lasă omul să aibă posibilitatea să-și mai pune o plăcuță de 8 giga când mai face rost de un bănuț, da, și gata, șeful, rezolvăm, în mod normal, dual channel versus single channel, ar trebui să fie un picuț mai rapid, dar e super, super ok și așa, pentru că îți dă posibilitatea pe termen lung să obții 16 GB de RAM, da? Să poți să te bucuri ca lumea de mai mult RAM. Așa, ca și carcasa, hai să ne uităm la carcasă, avem aici un Intertech, o carcasă micuță, să încap acolo, bineînțeles disperarea mea să aibă două USB-uri 3.0, că altfel nu se putea, așa, nu e ceva extraordinar, dar să fie. Să fie așa și vedem, bineînțeles, pe plăcuța noastră de bază, că avem aici un header de USB 3.0, deci se pupă. Așa, ce să vă mai zic, hai să ne uităm un pic la sursă. Sursa este un Corsair de 450W, bineînțeles, sistemul ăsta nu duce peste 200W, deci ar trebui să fie arhi suficient, da, și Corsairul ăsta, dacă nu mă înșel eu, ar trebui să fie... unde scrie, mă, nu scrie. E bronz, vă spun eu că e bronz.
Are certificare bronz, dar văd că nu scrie pe aici. Dar ca idee generală e super, super faină și o să-și facă treaba mai mult decât suficient. Așa, și ceva special, ceva special pentru voi, o chestie pe care, la care eu nu m-aș fi gândit. Adică eu, în general, când mă gândesc la soluții de stocare, mă gândesc SSD sau HDD. Ei bine, avem un hibrid. Avem un hibrid aici, un SSHD. Și ce înseamnă acest hibrid? Înseamnă că el are un tera de spațiu de stocare normal HDD, adică pe platane, pe discuri. Da? Dar de asemenea are și un spațiu de stocare de tip SSD încorporat de 8 giga. Da? Ce se întâmplă cu acest 8 giga? Acolo, în aia 8 giga, hard disk-ul o să pună el aplicațiile pe care le vede a fi folosite mai des. Da? Adică tu dacă te joci în fiecare zi League of Legends, el își dă seama, nu știu, să zicem după 5-10 rulări ale aplicației, zice, a, uite, nena asta folosește foarte des aplicația asta, folosește foarte des League of Legends, da? Și atunci el încarcă în aia 8 giga aplicația și o să vedeți că la un moment dat, după vreo, probabil, nu, bine, eu acum zic estimativ, dar ca idee, zic, după 10 rulări de League of Legends, o să vedeți că merge mai repede, se încarcă mai repede jocul, da? Datorită faptului că mută fișierele acolo pe acel spațiu de SSD. Deci foarte, foarte interesantă soluția asta și o să mă interesez să vedem dacă la astfel de build-uri putem să pot să folosesc mai des aceste hard disk-uri hibrid. Da? Deci e o soluție la care pur și simplu nu m-am gândit de foarte, foarte mult timp, pentru că, mă rog, eu sunt fixist. Am eu anumite idei, dar na, uite că cât trăiește omul în vață. Bun, dragii mei, cam atâta. Sper să nu fi sărit nimic. Da, nu cred că am sărit nimic. Deci îi mulțumim lui Nenea Marian, încă o dată vă readuc aminte, am fost la el, am făcut un mic interviu, un fel de Q&A, un fel de, a fost un Q&A, așa, și mi-am dat și eu cu părerea pe acolo. Dacă vreți să urmăriți în dreapta sus pe ecran, de asemenea avem link-ul și în descriere, dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!